Salutare, maniacilor! Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi ne aflăm la București, suntem la Piața Victoriei, la Dino Park. Bine, noi nu vom merge la Dino Park, motivul pentru care am venit aici este că vom merge cu metroul, da? Așa cum auziți foarte bine, vom merge pentru prima dată cu metroul. Nu eu, ci iubita mea va merge pentru prima dată cu metroul și vreau să vă spun că este foarte, foarte frică. Ne aflăm, așa cum am spus, în Piața Victoriei, unde metroul este la câteva sute de metri mai acolo și vom arăta tuturor cum vom merge să cumpărăm biletele și vom merge două stații cu metrou. Salutare! Am mari emoții, nu știu ce o să fac, apar n-am cum să fac, sper doar să rezist două stații. Vom merge două stații dus-întors, vă vom arăta, bine, dacă ne lasă să filmăm acolo la bilete, cât costă un bilet, pentru cei care nu știu și eu nu au mai fost și cum este experiența. Eu am mai fost cu metroul, dar ea nu a mai fost niciodată nici cu metroul, nici cu trenul, pentru că este foarte, foarte frică. Da, da. Plus, eu sunt studentă, deci am reducere la bilet. Haideți să mergem să cumpărăm biletele. Chiar acum. Hai să vedem de unde luăm bilete. Uitați-o cum și-a achiziționat cartela de metrou. Hai să te văd. Ridică cartela. Ha. Mai devreme a trecut metrou și nu i-a prea plăcut. Ia, arată-ne cartela, să vedem. Și mai am una la tine. Valabilitate până la 15.1.2020. Da. Am luat două călătorii, dus întors. 6 lei. Am reușit să intrăm amândoi la metrou. Ne-am chinuit un pic să cumpărăm cartelele pentru că nu știam efectiv unde să băgăm banii în tonomatul respectiv. Da. Și acum să vedem încotro vom merge două stații. Suntem aici la Piața Victoriei. Și după cum arată tabela respectivă, vom merge la Piața Romană și Universitate, după care ne vom întoarce înapoi la aceeași stație. Ce părere ai până acum? Doamne, dar cum se aude? Nu mă aud. Ia să vezi cum... Ia stai să mă duc să mă uit ieții. Nu lucri. Doamne, Dumnezeu să mă ajute. Doamne. Mi-este o frică. Se aude groaznic. Deci vom merge două stații, până la Piața Romană și la Universitate, după care ne vom întoarce înapoi. Momentan suntem la Piața Victoriei, așa că așteptăm să vină metrou. Metrou va veni din stânga și ne vom duce acolo. Da, eu o să aștept aici. Iar rămâne aici, mă aștept aici. Dacă nu ieșim de aici și putem să trecem cumva pe partea altă să ne și întoarcem, s-ar putea să nu mai trebuie să băgăm ale. Cred. Dacă o să vedem. Dacă păi da, da, s-ar putea să trebuiască să ieșim din stație și să trecem pe partea altă ca să ne întoarcem înapoi. N-are nimic dacă ne rătăcem, ce se întâmplă ceva dacă ne rătăcem? Ce ce dacă ne rătăcem aici la Piața Victoriei? Nu cred că am filmat nimic. Așa. Nu cred că n-ai filmat nimic. N-ai nimic al încă. Nu. Îmi tremură picioarele. O să revenim când vine metrou. Ca să mergem? Da. Atenție, se închid ușile. Să nu bage muzică. Urmează stația Piața Romană cu peronul pe partea dreaptă. Că nu e atât de rău. Horror.
trei de viteză, cum ți-am zis? Ce stația se urmează? Nu știu. Deci uitați-vă la față aici. E terorizată. Uite, în spatele meu, aici, dacă te uiți, e hartă, uite, vezi? E harta cu toate stațiile. Ce zice magistrala, pe ce parte se uiți? Uite, vezi? Și fiecare e numerotată. Zona 1, 2, 3, 4, 5, 15. Bine, nu e una lângă altă. Uite, nu mă ajungem la... Urmează stația Piața Romană cu peronul pe partea dreaptă. Deja am ajuns la o stație și a supraviețuit. Și vezi de ce face pasie pe roz? Pe partea dreaptă, e la unele, e pe partea stângă. Și lumea stă și acolo. Lumea stă și acolo și acolo. Unii urcă, alții coboară. Atenție, se închid ușile. Nu mergem în stație și ne întoarcem. Uite cum pleacă, te dăm un pic în spate. Urmează stația Universitate cu peronul pe partea stângă. Vezi, acum e pe partea stângă. Deci noi să luăm pe partea stângă, pe care ne vom întoarce înapoi două stații. Asta a fost prima parte a experimentului nostru. Acum mergem pe partea ilaltă, Universitate, Piața Victoriei. Impera, asta e. Uite, și acum luăm pe celălalt două stații și ne întoarcem înapoi. Am coborât din acela din spate și vom merge cu ăsta din față. Cum aici am coborât? La a doua călătorie a metroului. Uitați-vă la i-a venit o pângură. Mai să vomite, parcă nu mai avea aer. Când începuse metroul să prindă viteză, deci știți cum făcea? Nu mai mai. Mi-a venit apă în gură. Nu mai mai. Și acum? Da. Cred că ieșim prin altă parte decât pe unde am venit. N-a fost o experiență așa rea, nu? Nu. Nu, dar... Dar ai putea să vii singură? Nu. Dar nu e ceva complicat. Nu e, nu, dar nu. Nu. Nu-i place că face vum, 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 tuc-dum, tuc-dum, tuc-dum. Ca într-un film de groază, jur, nu mai se termina odată să cobor. Am mers de aici, de la Piața Victoriei, da? Am mers la Piața Romană și la Universitate, după care de la Universitate ne-am întors înapoi. Tot. Dragilor, asta a fost experiența noastră cu metroul. Am mers două stații, da? Pentru a o obișnui pe iubita mea, poate pe viitor se va muta aici, va veni la facultate și va vrea să meargă cu metroul, așa că nu vom ști niciodată. Cert este că nu s-a simțit foarte, foarte confortabil. Eu, în schimb, nu am avut nicio problemă. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, așa cum v-ați obișnuit să punem videoclipuri în fiecare luni și vineri și vom face videoclipuri din ce în ce mai multe, pentru că căldura începe să-și facă simțită prezența printre noi și vom avea timp să facem mult mai multe videoclipuri cu mâncare, cu plimbări și cu alte chestii de gen, cum ar fi plimbările în safari.